Mulțumesc, Madalina Șalar. Eu cred că este destul de important pentru un tânăr de 17 ani să știe ce înseamnă trading, din motivul că acest domeniu te crește nu doar la nivel financiar, dar și psihologic, fiindcă cu toții știm că în trading cel mai important este risc și money management și fără de aceste două lucruri noi nu putem să avem succes pe piață. Am învățat că trebuie să-ți asumi tu singur riscurile și chiar și dacă intri în minus, chiar și dacă tu conștientizezi de fapt că tu riști, dar cumva creierul nu este obișnuit cu acest risc atât de major și cumva nu îl înțelege în toată măsura sa. Astfel, riscul, da, el e interesant, asta e adrenalină, asta e wow, asta e fain, numai dacă el zice în profit. Până acum, mie mi se părea că eu mă ocup cu foarte multe lucruri, dar acum că a apărut și trading-ul deja de aproape un an, tot time management-ul meu cumva s-a dat peste cap și a trebuit și trading-ul să-l includ undeva, dar el cumva s-a inclus foarte organic și foarte liber, fiindcă mie îmi place să fac asta foarte mult și recunosc că eu nu cu foarte mult timp, dar undeva vreo 3-4 ore, poate pe zi, dau atenție la trading, pentru că mi-mi place să fac asta. Cred că la orice tip de personalitate, dar mai mult la cei îndrăzneți, nu știu, curioși din fire, care sunt lideri. Tipajul de oameni lideri care îi pot să meargă primii, care îi pot să încerce lucruri noi, care nu se tem să încerce ceva nou, care nu se tem să piardă, deci și nu. În procente, eu cred că e super mult. Undeva în nori. Mă ajut foarte mult, fiindcă acum privesc că complet alte lucrurile și orice alt mic necaz care se întâmplă în viață, cumva îl văd foarte rațional și înțeleg că, uite, este o ieșire și dacă problema nu are soluție, înseamnă că nu există problemă. Dacă problema are o soluție, înseamnă că trebuie să o rezolvăm. Este super actual, tinerii au nevoie de educație financiară, tinerii au nevoie să se dezvolte, să-și crească, deci, targeturile și au nevoie de, nu știu, un motoraj care lor să le permită să se dezvolte mult mai mult. Informația este mult mai scumpă legat de cunoștințe decât prețul pe care ei îl pun.